frumos. Mulțumesc, Ion Casian, fracțiunea Partidului Liberal. Domn ministru, iată, eu vreau la articolul 1, punctul 2, articolul 1132 din Codul Civil, se completează cu alineatul 1 prim. Și aici se vorbește despre informația preliminară pusă la dispoziția turistului, unde trebuie să indice în mod clar, lizibil și exact prețul și informațiile corespunzătoare. Dar aici nu este arătat anume o literă specială referitor la costul. Costul deci, acestor servicii și totodată la articolul 1136. Așa. La deci alineatul 2 se propune de indicat în contract deci în mod excepțional când poate fi modificat prețul și dar nu sunt indicate aceste excepții. Care sunt aceste excepții? Sunt indicate, domnule deputat, dacă trec la doilea, dar totuși aici noi am venit. Au fost în comisii niște întrebări și noi am venit deja cu modificările, pentru lectura a doua vor fi. Și acolo sunt niște modificări clare legate când, deci care sunt aceste excepții pentru modificarea prețului. Și anume, când se modifică, de exemplu, în loc de autobuz, mergeți cu avionul sau cu alte condiții. 1. 2. În cazul în care prețul carburantului se mărește, dar noi venim cu o precizare, că în cazul în care s-a achitat 100% prețul la foaia turistică, nu se modifică prețul. Și mai sunt niște modificări care deja noi le-am rezolvat.